Considerat pictorul național al maghiarilor la mijlocul secolului al XIX-lea și cel mai însemnat portretist al Ungariei, Miklós Barabás ajunge în România, de fapt în țara românească, pe la 1831, devenind cel mai însemnat artist al Bucureștilor acelor vremuri. Barabás devine unul dintre pictorii itineranți, acei pictori itineranți care practic aduc în țara românească sau în țările românești, aduc pictura modernă, pentru că, să fim sinceri, pe la 1830, pictura românească însemna încă iconari, zugrav de subțire, cum ne spuneau localnicii. Acești iconari, vă dați seama, făceau o pictură bisericească, ortodoxă, nu aveam o pictură modernă. Și bine, pictura modernă înseamnă portretul Biedermeier, portretul la modă în Viena, portretul la modă în Paris sau în Londra. Barabás Miklós ajunge în București undeva în toamna lui 1831, sfătuit de niște sibieni. El făcuse ucenicia în Sibiu, își făcuse niște relații, pentru că erai obligat să ai relații, funcționa un fel de sistem de mecenat, în care un om cu bani, nobil, de cele mai multe ori, îți oferea niște comenzi, de cele mai multe portrete, pentru că avem de-a face cu vanitatea nobilului de secolul XIX. Și împins de la spate de acest sibieni, îi zic, haide la București, că acum avem o piață emergentă, dacă vrei. O piață emergentă în care nu avem pictori moderni. El vine și stă o lună pe degeaba, ceea ce îl întristează destul de mult și scrie asta în jurnalul lui. Iar un jurnal foarte, foarte minuțios cu cei un an jumătate, doi petrecuți la București. Și acest jurnal chiar își aduce aminte cu amuzament că chiar dacă îi dăduseră dulcețuri, acești nobili sibieni nu i-au oferit nicio comandă și nu l-au introdus la nicio casă nobiliară din București. Introdus lui Pavel Kiselev, guvernatorul țării românești, lui Barabás aveau totuși să îi se deschidă cele mai importante uși din București și așa avea să îi picteze pe cele mai importante familii din Muntenie. Ghiculeștii, Crețuleștii, Cantacuzinii, Bălcenii, Câmpenii și mulți, mulți alții. După un an și jumătate, strânge o sumă frumușică și părăsește Bucureștiul, dar își lasă amprenta asupra gustului public, portretele sale devenind reper pentru pictorii ce îi vor urma mai târziu. Un pictor de seamă, considerat a fi cel mai important pictor de portrete de secolul XIX în pictura maghiară, dar fiind de origine transilvană, evident este influențat de conviețuirea sau, mă rog, relațiile cu etnia română și este marcat profund și pictura sa, una dintre cele mai importante picturi care se găsește azi în Galeria Maghiară Națională, reprezentând țărani români, moți, care coboară la târg. Dar se știe despre el că în secolul XIX a ajuns la București, unde a devenit unul dintre cel mai important portretiști și a contribuit inclusiv la modernizarea sau, mă rog, regândirea a ceea ce înseamnă pictura de portret în pictura românească. Va realiza așadar portrete în maniera Biedermeier, care este caracteristică, dar efectiv cu o execuție tehnică impecabilă, va deveni reprezentantul acestei clase care, iată, atunci se moderniza și clasă pe care de altfel o descrie într-un jurnal pe care îl ține în perioada 1831-1833, cât se află la București. În acest jurnal, de pildă, putem găsi o scenă dintre cele mai agreabile, care se petrece la boierul Cantacuzino, acolo unde deja personajele masculine încep să adopte moda europeană, după cum și mobilierul european pătrunde în casele boierilor români, dar unii dintre ei nu se așează pe scaune, ci alături de scaune stând turcește. Este una dintre modalitățile prin care Barabás sugrăvește societatea românească în curs de tradiție, dar o societate care este deschisă și pe care o portretizează în nenumărate opere care rămân în țară sau se găsesc în alte muzee din țară și din străinătate. Opera lui Miklós Barabás este definitorie pentru maniera Biedermeier, este unul dintre pictorii importanți ai perioadei, portretist deschis și către scena de gen pe care o inaugurează ca gen artistic în arta maghiară, reprezentant de frunte al celor două școli de pictură, școala maghiară și școala românească deopotrivă. Relația sa cu spațiul românesc avea să ofere una dintre cele mai însemnate creații ale artei maghiare din secolul XIX,
Cea mai importantă lucrare a lui Barabas se găsește la Muzeul Național din Budapesta și se numește Familie de români plecând la târg. Iar ca notă de subsol, în timpul petrecut la București, la comanda lui Ion Heliade Rădulescu, Barabas îl pictează chiar și pe Mihai Viteazu, pentru frumoasa sumă de 20 de galbeni.